Săptămâna trecută, de miercuri și până duminică, la Câmpul Lung, pe pista din baza sportivă CS Mușcel, s-au desfășurat competițiile de sanie starturi prinse în calendarul Federației Române de Specialitate, Cupa Speranțelor, Cupa României și Campionatul Național. Și dai drumul! Hai, 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 hai! Unu, șase, unu, opt. Secția de la CS Mușcel Câmpul Lung, coordonată de Mircea Fulger, a fost prezentă în competiții cu 5 sportivi, iar la final aceștia au ocupat următoarele locuri. Justin Mălureanu, locul 1 la Cupa Speranțelor Copii, Ciprian Popescu, locul al 2-lea la Cupa Speranțelor Copii, Sebastian Păcurariu, locul 2 la Cupa Speranțelor Cadeți și Denisa Popescu, locul 3 la Cupa României Junioare. În cadrul campionatului național, pe podiumul de premiere, a urcat doar Denisa Poștoacă, locul 2 în competiția senioarelor, în timp ce Denisa Popescu a fost pe 4 la junioare și pe locul 5 la senioare.